tonalitate între puterile statului. Aceste conflicte în care au fost atrase guvernul, parlamentul și administrația prezidențială au un numitor comun: refuzul președintelui Klaus Iohannis de a-și îndeplini atribuțiile și de a respecta Constituția României. Cea mai recentă confirmare a fost dată ieri de Curtea Constituțională, care, așa cum era de așteptat, a arătat că domnul președinte Iohannis comite un abuz prin refuzul de a numi miniștri interimari și încearcă din nou să blocheze activitatea guvernului. Obișnuit să încalce Constituția, domnul președinte Iohannis a trecut la următorul nivel. Reinterpretează după bunul plac, în cheie electorală, o decizie a Curții Constituționale care este obligatorie pentru toată lumea. Transmite public că judecătorii Curții Constituționale ar fi stabilit că premierul trebuie să meargă de îndată în Parlament, când de fapt Curtea a stabilit că termenul de îndată se referă la obligația președintelui de a numi interimari și de a nu bloca activitatea guvernului. Legitimitatea acestui guvern este dată de votul românilor, iar în acest moment suntem singurii care ne asumăm responsabilitatea guvernării. Am spus-o de nenumărate ori: voi merge în Parlament pentru remanierea guvernului. Românii trebuie să știe însă adevărul. Refuzul președintelui de a numi interimari nu are nicio legătură cu prezența noastră în fața Parlamentului. Nu mai avem așteptări de la domnul președinte Iohannis să renunțe la jocurile politice. A demonstrat de nenumărate ori că singura sa miză este una electorală. Prin acțiunile sale a demonstrat în repetate rânduri că nu are respect nici pentru Constituție, nici pentru cetățenii acestei țări. Le garantez tuturor românilor că vom continua să guvernăm cu responsabilitate pentru oameni și pentru dezvoltarea tuturor comunităților, astfel încât să le oferim o viață mai bună cetățenilor. Am convocat astăzi a doua ședință de guvern din această săptămână pentru a adopta proiectele pregătite deja de ministere, având în vedere că săptămâna viitoare voi conduce delegația guvernamentală într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. Vrem să ne asigurăm că lucrurile se derulează normal, că proiectele guvernamentale sunt puse în aplicare fără întârziere, dar în același timp acționăm pentru stimularea și atragerea investițiilor. Veștile din economie sunt foarte bune. În primele 7 luni ale anului, investițiile străine directe au înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani și o creștere cu 22,3% față de perioada similară a anului trecut. De asemenea, România este pe locul 3 în ierarhia țărilor cu cele mai mari 500 de companii din Europa Centrală și de Est. Aceste date ne arată că economia României este pe un trend ascendent care trebuie susținut și încurajat de guvern, iar diplomația economică are aici un rol foarte important. România este o destinație de afaceri atractivă, oferă oportunități de investiții și forță de muncă bine pregătită. Acesta a fost un punct relevant al discuțiilor purtate ieri cu omologul meu din Republica Polonă și cu membrii guvernului polon, țară de care ne leagă o lungă tradiție. Semnarea documentelor bilaterale în domenii precum infrastructura, transporturile, energia, comunicațiile și digitalizarea, antreprenoriatul, gestionarea fondurilor europene reprezintă încă un fundament solid al dezvoltării relațiilor noastre economice. Vom continua reuniunile în acest format pentru a pune în practică proiecte comune cu beneficii mari pentru cetățenii țărilor noastre.
La finalul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt va detalia actele normative pe care le vom adopta în cadrul ședinței de guvern de astăzi. Mulțumesc!